Bună seara! Aș vrea în această seară să încep un serial nou, care are ca temă una dintre cele mai confuze noțiuni din lumea evanghelică, și anume sola scriptura. Când spun lumea evanghelică, înțeleg acele secte protestante și acele crezuri sau mișcări religioase care s-au dezvoltat din, în general, din cel mai mult din teologia lui John Wesley și din separatiștii anglosaxoni, mai ales în Statele Unite ale Americii, care sunt cuprinse sub o umbrelă generică neoprotestantism în România, și termenul este bine ales, neoprotestantism. Principiul sola scriptura, așa cum știm cu toți, a fost formulat de Luther. Dar există foarte multă confuzie și multe neînțelegere cu privire la acest concept. Și aș vrea să nu intenționez nici să fac o apologie a Bibliei, nici să o demolez. Ci mai degrabă aș vrea să explorez toate aceste teme legate de autoritatea, inspirația și canonul Bibliei. Și aș vrea de la început să spun că Biblia există și și-a câștigat locul atât în lumea seculară, cât și mai ales, bineînțeles, în lumea creștină. Asta e indiscutabil. Teologul german Hans Küng spunea că argumentul principal în favoarea Bibliei este relevanța ei. Și sunt cu totul de acord cu aceasta. Biblia este relevantă, atât pentru credincios cât și pentru necredincios, măcar ca literatură. Așa că accept Biblia ca un dat. Însă întrebarea este, ce însemnează Biblia? Ce însemnează autoritatea Bibliei? Ce însemnează sola scriptura? Ce însemnează canonul sau canonicitatea Bibliei? Ce sens are termenul inspirație sau termenul de adevăr biblic? Și aș vrea să plec de la un exemplu familiar. Imaginați-vă un evanghelist neoprotestant cum e McDowell și apologist sau Mark Finlay sau Doug Batchelor sau David Asherick, care ține o serie, să zicem, de exemplu, în România, și bineînțeles că de cele mai multe ori începe prin a susține autoritatea Bibliei, pentru că tot ce urmează în această serie este bazat pe conceptul de ineranță a Bibliei. Evanghelicii, neoprotestanții, cred în ineranța Bibliei. Nu toți sunt sinceri cu privire la credința lor. De exemplu, adventiștii de ziua șaptea vor spune că ei nu cred că Biblia este inspirată verbal, dictată de Dumnezeu, dar spun că Biblia are adevăr propozițional. Nu există, de fapt, o diferență între cele două. Adevăr propozițional sau inspirație verbală este același lucru. Și, practic, ei cred că Biblia este inerantă. Ca atare, prima teză de la care pleacă discursul teologic sau evanghelistic neoprotestant este cel al ineranței Bibliei. Și ca atare, în primul rând, trebuie susținută această teză. Această teză pleacă de la faptul că Biblia este o carte, așa cum Coranul este o carte, sau cum Cartea Îngerului Mormon este o carte, sau cum Cartea Hristos, Lumina Lumii este o carte, da? Sau cum Capitalul lui Marx este o carte în 4 volume. Și aceasta este o noțiune falsă. În primul rând, Biblia nu este o carte, ci o colecție de cărți. Însă există un consens că Biblia este o carte. Acest consens este un consens popular. Există un consens că Biblia este o carte în lumea creștină și că este o carte inspirată de Dumnezeu, că este inerantă sau că este portvocea lui Dumnezeu sau că este mesajul lui Dumnezeu că omine sau că este cuvântul lui Dumnezeu. Toate aceste noțiuni sunt destul de vagi. Mi-amintesc de o istorie pe care mi-o povestea Sebastian Țărțărău, care a dat Biblia pe iPad boșimanilor și boșimanii ascultau Biblia pe iPad. Cum a fost tradus în limba lor este o altă problemă. Nu știu dacă noi putem verifica traducerea lor ca să vedem cât este de corectă. Cert este că aveau o traducere a Bibliei în limba lor pe iPad, așa cum sunt multe traduceri ale Bibliei în diferite limbi. Și boșimanii ascultau și credeau că Dumnezeu vorbește din iPad,
pentru că li s-a spus că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, sau dacă vreți, porvocea lui Dumnezeu. Aceeași confuzie există cu privire la Biblie ca text scris. Există un consens că este cuvântul lui Dumnezeu, fără ca oamenii să poată explica exact ce este. De regulă, mai ales în lumea neoprotestantă, ideea cea mai populară este că Biblia a fost dictată de Dumnezeu, așa cum un director dictează secretarei o carte, Dumnezeu a dictat cartea lui mai multor secretari de-a lungul timpului, ca atare el este autorul Bibliei. Și ideea că aceasta, că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este un consens popular, așa cum este un consens popular că crucea este sfântă, să zic, în ortodoxie, sau că vaca este sfântă, să zic, în anumite denominațiuni din hinduism, sau că Coranul este sfânt în islam. Deci e un consens. Și ca orice prejudecată populară, este primită în mod neexaminat de foarte mulți. Cei mai mulți dintre noi au văzut Biblia în carte de mici, au învățat să o respecte, au învățat să creadă că este cuvântul lui Dumnezeu, că tot ce este în Biblie e adevărat și ca atare Biblia este nenegociabilă, dacă e vorba de știință, de filozofie, de logică, orice ar fi, adevărul biblic este nenegociabil, este absolut. Această idee că Biblia este o singură carte va fi susținută de evanghelistul evanghelic, indiferent de culoarea lui, ca principala teză a discursului său teologic. Și este foarte ușor să iei Biblia ca o carte, din cauza că Biblia a venit la noi în traducere. Și traducerea aceasta implică o unitate de stil și o unitate tematică. Cu privire la unitatea de stil, este foarte interesant că dacă citim cartea Îngerului Mormon, apare foarte des un idiom, and it came to pass, care este împrumutat de King James. Și în general stilul este King James. Pe de altă parte, dacă citiți viziunea Ellen White, ori de câte ori îngerul vorbește cu Ellen White, el folosește idiomul King James. King James a fost tradus câteva sute de ani înainte de Îngerul Mormon și de Ellen White. Așa că vorbește într-o engleză veche. Și această engleză veche dă un caracter unic Bibliei și dă foarte puternic impresia că acesta de fapt este idiomul lui Dumnezeu atunci când vorbește către oameni. Și ca atare, acest stil al traducătorului Bibliei King James, care trebuie să recunoaștem este o mare piesă de literatură în sine, în canonul vestic, ca să folosesc termenul lui Harold Bloom. Acest caracter idiomatic al lui King James, deci, dă impresia unui autor unic. Același lucru îl percepem în Biblia Cornilescu sau în Biblia Galaxion sau chiar în versiunea sinodală și în diferite versiuni ale Bibliei. Pe lângă aceasta este o unitate tematică falsă impusă de traducător, ca să dau un exemplu din King James. În King James, cuvântul hell este folosit ca să traducă Sheol-ul din Biblie. Sheol-ul din Biblie este locul în care cineva se odihnește alături de părinții săi. Acum vreau să spun un lucru în paranteză. Iahvismul nu este monoteism, este monolatreism. Deci, care e diferența între monoteism și monolatreism? Monoteismul însemnează că există un singur Dumnezeu. Monolatreismul însemnează că pot exista mai mulți Dumnezei, dar nu ai voie să te închini decât unuia singur. Așa cum spune porunca întâia din Decalog, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care eu sunt Iahve, Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Pentru că Dumnezeu era Dumnezeul cerului și pământului și nu era Dumnezeul lumii subterane, nu aveai voie să te închini Dumnezeilor lumii subterane. Și din cauza aceasta Biblia nu are un cult al morților, neavând un cult al morților, nu are o doctrină nici despre o pedeapsă în viața viitoare, nici despre o răsplată în viața viitoare. Aici Biblia nu se deosebește prea mult ca concepție despre viață după moarte. Probabil că închinătorii lui Iahve credeau ceea ce credeau cei mai mulți dintre contemporanii lor în Orientul Mijlociu, anume că o anumită umbră pleacă într-un ținut subteran și duce acolo o existență vegetală. Și că este bine să îmbunezi zeii lumii subterane pentru ca umbra părinților să o
o ducă bine, așa, vegetare cum sunt ele. Mă rog, dacă ai pe bunicul sau bunica la terapie intensivă undeva într-un spital și bunicul sau bunica sunt legume și pe aparate, totuși mai dai un bacșiș la asistentă ca să-i spele, să aibă grijă de ei. Deci cam în felul, în același fel, locuitorii lumii antice aduceau jertfe zeilor lumii subterane ca să se îngrijească de umbrele părinților și să aibă grijă și de propria lor umbră. Însă nu era vorba despre o existență deplină și deplin conștientă. Și ca atare nu este vorba despre pedeapsă sau răsplată în lumea viitoare. Deci Biblia, Șeolul îl lasă ca loc în care cineva se culcă lângă părinții săi și nu se ocupă deloc de ce este în lumea de dincolo. Însă când trecem în Noul Testament avem Gehenna, care este luată nu numai ca un simbol din zona de gunoaie, să zic, și de execuții a blasfematorilor și de omoare cu pietre a Ierusalimului. Gehenna este luată din folclorul apocaliptic iudaic și este un loc al pedepsei în viața viitoare. Ori Iisus face dezrevință la Gehenna, iar în Apocalipsă iarăși apare iazul de foc ca un loc în care are loc o pedeapsă în viața viitoare. E bine, toate acestea sunt traduse hell în King James, iad, pentru că trădătorul este un creștin și crede în iad. Așa că este foarte ușor să găsești o unitate tematică acolo unde nu există o unitate tematică în Biblie. Dacă veți un alt exemplu mai familiar nou, William Miller a făcut o greșeală, nu William Miller, hai să nu mergem până acolo, Samuel Snow și urmașii săi care au dezvoltat teologia sanctuarului au făcut o greșeală atunci când au confundat curățirea sanctuarului din Daniel 8:14 cu acea curățire rituală a templului din Leviticul 16 și cu referința lui Pavel la curățarea lucrurilor cerești din Evrei 9:23, pentru că în King James toate aceste trei acțiuni, foarte diferite prin natură, erau traduse cu același termen. Acum nu vreau să mă aventurez într-o discuție despre aceste subiecte care sunt complexe și s-a discutat mult despre ele și se va mai discuta încă mult de acum înainte. Ceea ce vreau să arăt este că există o falsă unitate tematică și de stil a Bibliei, care apare în ochii noștri pentru că citim o traducere. Pe de altă parte, cei care susțin teoria surselor, celor patru surse la baza cărților Genezei și numai la baza cărților Moise, mă scuzați, și numai la baza cărților Moise. De fapt, aceste patru surse se pare că constituie programul pentru cărțile istorice și profetice ale Vechiului Testament. Mă rog, sursa iahvistă, elohistă, sursa preoțească și sursa deuteronomistă. Aceștia se bazează numai pe o exegeză a textului original, dar și pe o foarte atent studiu al anacronismelor, al aluziilor la evenimente contemporane, al anumitor termeni care sunt folosite, anumite teme teologice. Și de când a fost promovată această ipoteză de la începutul studiului critic al Bibliei, a devenit o teorie, deci ipoteza a devenit o teorie, care practic exprimă consensul majorității teologilor și care s-a diversificat și s-a îmbogățit în sensul că se consideră la ora actuală că și celelalte cărți ale Bibliei sunt formate din mai multe texte care oarecum se raportează la una dintre cele patru surse, la care se adaugă o a cincea sursă, redactarea finală a Bibliei, atribuită de cele mai mulți lui Ezra. Însă, citind Biblia într-o traducere și mai ales fără instrumentele unei critici literare științifice, este foarte ușor să spui că această teorie este absurdă și că Biblia este unitate deplină.
Ceea ce vreau să spun, deci, într-un cuvânt, este că Biblia nu este o carte, ci o colecție de cărți. Așa că atunci când Mark Finley sau Doug Batchelor vine și citește 2 Timotei 3:16, toată Scriptura este inspirată. Și spune, uite, Biblia spune că toată Scriptura este inspirată. Pentru că argumentul este circular. Lasă acesta la o parte. Mai iau un text din Profeții Mici și ne arată că acolo se vorbește clar despre inspirația, cuvântul Domnului către profetul Osea. Dar aici apare un argument fals. În sensul că Biblia este o colecție de cărți și ceea ce spune profetul Osea se aplică la Osea. De fapt, aș vrea să fac o paranteză aici. Profeții Mici sunt o singură carte în Biblia ebraică. Și Profeții Mici sunt singurele cărți din Biblie în care apare ca titlu, probabil, ca generic, cuvântul Domnului către profetul cutare. Deci, Profeții Mici sunt singurele cărți din Biblie care în mod explicit susțin că sunt în totalitatea lor, deci întreaga carte, este inspirată. Ceea ce este inspirație rămâne de discutat, este cuvântul Domnului. În sensul că aceasta este așezat chiar la început, ca generic, la textul care urmează. Însă, Doug sau Mark sau McDowell sau orice alt evanghelic ne va spune că, uite, aici în Biblie spune cuvântul Domnului și Pavel spune toată Scriptura este inspirată, apoi merge la Apocalips și spune dacă va adăuga cineva un cuvânt la cuvintele acestei cărți, va scoate din cuvintele ei, mă rog, îi se va adăuga, îi se va scoate din pedeapsă, din răsplată și așa mai departe, lasă asta la o parte, este prezentat ca și cum acest blestem se referă la întreaga Biblie, când de fapt se referă doar la cartea Apocalipsei. Bineînțeles că aici este un argument pentru inspirația verbală sau cuvântul lui Iisus, cineva scoate o iotă sau o frântură de slovă din lege. Vrește textul lui Pavel, de exemplu, toată Scriptura este inspirată. Nu se referă la Noul Testament. Noul Testament este numit Scriptură nicăieri în Noul Testament. Există o aluzie a lui Petru, care, a doua Petru scrisă după anul 100, pe la 150 probabil, în care se spune că Pavel, fratele nostru Pavel, uneori are lucruri greu de înțeles ca și celelalte scripturi, care clar că Pavel este inclus între scripturi. Dar acesta este un text târziu. Nici măcar Clement din Roma, nu așează-l și primii scritori bisericești. Nu așează Noul Testament între scripturi. Deci Pavel când se referă la faptul că toată Scriptura este inspirată, se referă la Vechiul Testament. Aici, cu siguranță că Pavel face o aluzie la faptul că nu trebuie considerată, așa cum considerau evrei conservatori, că Tora este dictată, de unde cuvintele lui Iisus nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege. Iar celelalte cărți profetice sunt inspirate, ci la faptul că toată Scriptura este inspirată, inclusiv cărțile profetice și cărțile bune de citit, cum este Stera sau Psalmii, dar în același timp, Pavel așează legea în aceeași categorie cu celelalte cărți din Biblie și nu consideră că Tora este o inspirație mai înaltă, o inspirație specială, așa cum consideră și evrei ortodoxi din timpul nostru și cum considerau evrei conservatori saducheii în timpul acela. Dar întrebarea este la ce scriptură se referă Pavel? Se referă la Biblia ebraică, cea care a devenit canonul ebraic, la Iamnia în anul 100 sau care ne-a fost transmis prin tradiția masoretică, sau se referă la Septuaginta, pentru că cele două diferă. Septuaginta are cărțile pe care le numim apocrife și care nu se găsesc în canonul ebraic. Deci, la care dintre cele două se referă Pavel? Pentru că cel mai des citează din Septuaginta. Și apostolii și Noul Testament folosește Septuaginta ca referință la Vechiul Testament. Primii scritori biserici se referă clar la Septuaginta când vorbesc despre Vechiul Testament. Citează din Septuaginta, însă e posibil să se refere la Biblia ebraică pentru că Timotei era jumate evreu și probabil că citise Biblia în ebraică. Dar nu știm acest lucru, nu știm nimic în privința aceasta. Deci este destul neclar Pavel, așa cum e neclar cu privire la sensul cuvântului insuflat, teopneumaton,
insuflat de Dumnezeu. Ce însemnează insuflat? Însemnează dictat, însemnează o inspirație difuză, însemnează oarecum o inspirație a gândurilor sau un fel de control al minții. Nu știm nimic în privința aceasta. Dar evanghelistul ne va cita acest text al lui Pavel și ne va spune că se referă atât la Vechiul Testament cât și la Noul Testament și că Biblia spune despre că este inspirată. De asemenea, va lua o profeție a lui Isaia despre Babilon și o referință dubioasă din Evrei, din Proverbe 8, el se deasupra rotocolului pământului, sau cum că Biblia spune că Dumnezeu a împărțit o parte apă, două părți uscat, ca să ne arate că Biblia are referințe profetice, științifice și istorice. Exact, dar repet iarăși, Biblia nu există ca o carte, ci sunt mai multe cărți așezate împreună. Așa că aici ajunge la altă problemă. Ce este de fapt Biblia? Este o colecție de cărți. Și oricine va spune că este o colecție de cărți. Cine a așezat aceste colecții, aceste cărți împreună? Poziția evanghelică, și o să mă limitez în mare măsură la poziția evanghelică în acest serial. Prin poziția evanghelică, repet, înțelegând poziția neoprotestantă, cu toată umbrela ei de crezuri diverse și uneori care se contrazic între ele, sau de cele mai multe ori se contrazic între ele. Poziția evanghelică este că canonul Scripturii este lucrarea Duhului Sfânt. Și vor argumenta foarte mult, evanghelicii argumentează foarte mult să arate că acest canon al Scripturii există independent de biserică. Dar așa, aici este o contradicție de termen. Deci este o contradicție de termen. Atunci când vorbim despre canon sau canonicitate și cuvântul, este termenul sau conceptul este acceptat în teologia neoprotestantă. De exemplu, în Adventist ziua 7-a va spune că Biblia este canonică, pe când Elenoi nu este canonică. Orice neoprotestant va recunoaște Biblia ca fiind canonică și alte scrieri inspirate în sensul general cuvântului, cum ar fi Wesley sau Luther, ca fiind necanonice. Și când spune canonică, înțelege că este, ei folosesc termenul canon ca o măsură, este nenegociabil, este autoritate, este baza oricărui crez, este sola Scriptura. Nu se negociază. Deci putem interpreta Biblia, putem construi teologie, putem cita alți autori, dar Biblia este canonică. Este așa cum este, nu avem voie să scoatem, nu avem voie să băgăm. Cuvintele ei le luăm așa cum sunt, încercăm să le înțelegem, să le interpretăm. Avem interpretări diferite, ne contrazicem cu privire la ele, dar sunt de acord cu privire la canonicitatea Scripturii. Și în mod implicit suntem de acord cu privire la ineranța ei, chiar dacă adventiștii susțin că ei nu cred în ineranța Bibliei, ci cred că Biblia are adevăr propozițional. De fapt, neagă și pe urmă afirmă același lucru. Este ca și cum dai drumul la încălzire și la aer condiționat în același timp. Însă, așa cum am spus, aici este o contradicție de termeni. De ce? Cuvântul canon însemnează o hotărâre a unui conciliu bisericesc. Și însăși termenul canonic cu privire la Scriptură se referă la hotărâre a conciliului bisericesc, conciliul din Laodicea, secolul 4. A decis ca în biserică să nu se citească decât acele cărți care sunt canonice. Deci conciliile bisericești au votat o serie de canoane. Canoanele sunt în dreptul bisericesc. Ceea ce sunt legile în dreptul civil sau dreptul comun, cum vreți să spuneți, deci sunt hotărâri votate care au caracter de lege în biserică, nenegociabil, se aplică în biserică. Și biserica a votat ce cărți să se citească în biserică. Observați că în secolul 4 nu se discută despre o carte care să fie citită în biserică, ci despre ce cărți să fie citite în biserică. Și aceste cărți pe care conciliul din Laodicea a votat să fie citite în biserică sunt canonice. Acum, faptul că le numește canonice este posibil să se refere la alt conciliu mai timpuriu care a votat ce cărți să fie citite în biserică. Și nu contest faptul că
în general, creștinii au luat canonul de la evrei, fără să clipească. De fapt, au luat Septuaginta, ca să fie mai clar, fără să mai umble la el, ca să zic așa. Și că, de asemenea, autoritatea acestor cărți este recunoscută în scrierile bisericești timpului, ca și autoritatea cărților din Noul Testament. Nu contest acest lucru. Cert este însă că Conciliul decide ce cărți sunt canonice, ce cărți să fie citite în biserică. Aici vreau să fac o paranteză. Atât canonul iudaic, cât și canonul creștin, nu vorbesc despre cărțile pe care să le citim acasă, ci despre cărțile care să fie citite în biserică sau în sinagogă, în cazul evreilor. Deci, canonul are un caracter liturgic. Aceste cărți sunt citite de-a lungul anului într-o pericopă, de la un cap la altul. Și cei care vin să se închine ascultă această citire ca parte a închinării lor. Țăranul medieval nu citea Biblia și nici țăranul iudeu nu citea Biblia. Biblia era citită la sinagogă, la iudei, și era citită la biserică, la creștini. Și cărțile canonice sunt cele care sunt citite în context liturgic. Ca atare, aici e vorba de o liturghie, nu de dogmă. Mai târziu, simultan, bineînțeles că teologii interpretează Biblia și discută despre sensuri ale Bibliei și interpretările diferă, dar când vorbim despre credinciosul de rând, el nici nu citește, nici nu interpretează, el ascultă. De exemplu, Iisus spune, ați auzit că vi s-a spus, că li s-a spus celor din vechime, dar eu vă spun. Ideea nu este a citite Biblie, ci ați auzit atunci când a fost la sinagogă. Vreau să povestesc o anecdotă interesantă aici. Într-o zi am fost vizitați de un lider de la conferință care, printre altele, ne-a explicat că el are un salariu destul de mare din cauza că este bine educat, așa ca o paranteză, și educația lui merită să fie plătită. Și acest lider foarte bine educat a ținut o predică, a plecat de la Psalmul 119, pe care din start a spus că este al lui David. Ferește că în Biblie spune că este al lui David, dar această notă a fost adăugată de redactorul Bibliei. David nu este semnat sub acest psalm. Aici, deci, tragem concluzia, așa cum fac cei mulți creștini conservatori, că redactorii Bibliei a fost la fel de inspirați ca autorii Bibliei. Deci, hai să zicem că Psalmul 119 este al lui David, deși este foarte îndoielnic. Nu că este îndoielnic, mă sigur nu este al lui David. Și după aceea, el a luat un text care se referă la legea lui Dumnezeu și începe să deseneze în fața noastră o imagine. David, ca păstor, merge cu oile, se așează pe iarbă, întinde de mâna în traistă, scoate un sul al Torei și începe să citească. Și Pormos compune Psalmul 100, începe să cânte Psalmul 119, iubesc legea ta, iubesc învățăturile tale, legea ta mă înviorează și așa mai departe. David, în secolul 10, epoca fierului, în Iudeea, scoate Biblia din traistă și începe să o citească. Nu poate fi noțiune mai absurdă. Ori omul acesta este un ignorant, ori ne crede niște proști, ori amândouă, sau este un demagog. De ce? Probabil toate trei la un loc, la oaltă. De ce? Pentru că dacă în Iudeea, în epoca fierului, ar fi existat o Biblie în fiecare familie de păstori, muzeele ar fi pline de aceste suluri. Dar în acea perioadă, singurele cărți erau în arhivele regale, în bibliotecile regale. Singurele cărți pe care le găsim sunt în bibliotecile regale. Și aceste biblioteci regale se găsesc în Asiria, se găsesc în Babilon, se găsesc în Egipt. În niciun caz nu se găsesc în Iudeea. Pentru că numai aceste monarhii puternice, aceste imperii hidraulice, așezate pe malul unui fluviu care permitea o agricultură de surplus și
prin această armată putem ci și o birocrație angajată, și arhive, și scribi, și biblioteci. Numai un astfel de stat avea cărți. În Iudea nu existau cărți. La data aceea, dacă existau cărți, dacă existau texte, acestea au fost foarte rare. Poate au existat, dar nu s-a găsit niciunul. Da? Dacă s-a găsit o inscripție undeva pe o stelă, aceasta a fost scris în rege Moabit, despre David, să zic, secolul 8-9, sau dacă s-a găsit o referință, s-a găsit într-o bibliotecă siriană sau una egipteană, mai puțin, pentru că a fost distrusă biblioteca de Alexandria, însă nu s-au găsit în niciun caz papirusul, pergamente în Iudeea. Texte care să cuprindă anumite prevederi legale, anumite contracte, anumite scrisori, sunt scrise pe cioburi de lut, nu sunt scrise în suluri, în perioada asiriană, secolul 7, secolul 8 chiar, secolul mai târziu, perioada post-exilică, apar texte scrise pe cioburi de lut, dar nu mai mult decât atâta. Deci, cum să aibă David surle Torei în desagă? După aceea, ar fi fost o blasfemie, a fost o profanare să pleci cu surle Torei la păscut oi, să le ții în desaga dat de păstor. Hai să iau altă imagine anacronică, Cartea Hristosului Lumii. Ellen White îl prezintă pe Iisus citind Biblia dimineața. Unor dimineața îl găsea citind sulurile Vechiului Testament pe Iisus undeva pe lângă Nazaret. Dacă Iisus ar fi citit Tora undeva lângă Nazaret pe iarbă, n-ar fi apucat să fie răstignit, că ar fi fost omorât cu pietre, probabil. Pentru că Tora se citește în sinagogă și Tora nu se atinge. Tora este sfântă, rabinul nu pune degetul, pune bățul pe ea. Așa că Iisus a citit din Tora sau a citit din profeți, cum este în Luca 4, a urmărit textul cu un băț, nu cu degetul, că fiindcă carnea întinează Tora, Tora este sfântă. Și Iisus a citit-o în sinagogă. Cu siguranță că cele mai multe texte le-a auzit în sinagogă și le-a memorat, pentru că nu se spune că n-a făcut o școală rabinică. Este foarte îndoielnic că Iisus și ucenicii umblau cu surle, nu îndoielnic, în mod sigur, Iisus și ucenicii nu umblau cu surle Torei la ei. Atâta le-ar fi trebuit să care cu ei un sul al Torei la ei, pentru că atunci n-ar fi fost nicio problemă, procesul Iisus ar fi fost mult mai simplu. Deci există acest anacronism în a proiecta o cultură neoprotestantă, o cultură, mă rog, născută în America, în secolul XIX, în zona rurală, în care familia se adună seara, citește King James, de a proiecta și a-l vedea chiar și pe David sau pe Iisus citind, bineînțeles, King James undeva pe iarbă. Așa cum, un cowboy ar citi Biblia pe iarbă undeva într-un orășel sau village american. Toate acestea sunt niște proiecții. Adevărul este că, așa cum am spus, ca să închid această paranteză, Biblia sau canonul, cărțile, sunt cărțile care urmau singurele cărți care aveau voie să fie citite în biserică. Și ideea nu este că acestea sunt o carte, ci sunt cărți. Și canonul, ca atare, prin definiție, canonul este o hotărâre a unui conciliu bisericesc. Motivul pentru care există un canon este că un conciliu bisericesc a hotărât așa. Acum, dacă acest conciliu bisericesc a avut la bază o dezvoltare ulterioară a unui consens cu privire la cărțile care trebuie citite în biserică, este altă problemă. Și cu siguranță că a avut la bază un astfel de consens. Dar ceea ce vreau să arăt că termenul de canon în sine nu există în afara unei autorități eclesiastice, indiferent dacă este la evrei sau dacă este la creștini. Canonul, prin natura lui, este o reflectare nu a autorității intrinsece a Bibliei, ci a autorității eclesiastice. Lucrul acesta e valabil și la neoprotestanți. De ce este valabil la neoprotestanți? Deși neoprotestanți sunt protestanți. Și ca tare, protestanții cred în principiul sola Scriptura. Și principiul sola Scriptura susține că Biblia are o autoritate intrinsecă, indiferentă de autoritatea bisericii. Totuși, adevărul este că
neoprotestanțe acceptă Biblia din cauza că le este impusă sau sugerată, dacă vreți, sau, mă rog, prezentată de autoritatea bisericii. Cei mai mulți neoprotestanți cresc într-o familie credincioasă sau sunt câștigați la credință de o biserică organizată. Și această biserică le recomandă Biblia și o anumită interpretare a Bibliei, pe care ei de obicei nu o examinează critic și nu o contestă de-a lungul vieții lor. Familia are Biblia și o recomandă copiilor și copiii cresc cu această noțiune. De-a lungul vieții lor vor ajunge să probabil să schimbe anumite interpretări ale Bibliei. Tendința este de la mai strict, mai literalist, mai fundamentalist, mai spre liberal, dar și există și tendința revers. Atunci când liberalismul ajunge la o anumită limită, în care există pericolul ca autoritatea bisericii să fie inefectivă, atunci există o reacție către literaliști și fundamentaliști. Și aici e un proces ciclic care merge la, se pare, la nesfârșit, nu numai în neoprotestantism, dar și în islam și în iudaism. Și chiar și în bisericile istorice. Deci, ca să mă întorc la ideea aceasta, un neoprotestant, tot din cauza autorității bisericii, o acceptă Biblia lui, fiindcă biserica i-a recomandat-o. Și cei mai mulți neoprotestanți, de fapt, se încadrează în paradigma țăranului medieval sau țăranului iudeu, dacă vreți. Ei, de fapt, ascultă Biblia la biserică. Pastorul citește un text și ține o predică. Are acasă un devoțional, citește textul, citește explicația de sub. Are școala de sabat sau școala de duminică. Școala de sabat e mai elaborată decât școala de duminică, da? Deci citește întrebarea, citește răspunsul care e un text din Biblie, citește comentariu, are un manual de doctrine, citește întrebare, citește text, este catehizare, da? Întrebare, text. Și metoda este proof texting, atunci când se susține doctrina, adică se ia un text din context care răspunde la întrebarea, care e formulată într-așa fel ca textul să se potrivească cu întrebarea. Deci, el are atunci țăranului medieval sau iudeu, care ascultă, nu studiază. Acum sunt neoprotestanți care studiază și așa cei mai periculoși. Pentru că vin cu cele mai târzinte idei. Cei care își creează teologie personală, cei mai mulți dintre ei, neavând educația necesară ca să înțeleagă Biblia, vin cu idei foarte, foarte trăznite și foarte, uneori destul de extreme. Dar aceștia sunt rari. Cei mai mulți sunt prea comozi ca să studieze Biblia sau să conteste crezul deja afirmat. Când a apărut în România, fiind de desene animate după Revoluție, Cartea Cărților, și când a apărut Biblia, Cornilescu a fost răspândită după Revoluție în România, prin diverse canale anglo-americane, Biserica Ortodoxă a protestat și mi-am amintesc un editorial din suplimentul de duminică al ziarului România Liberă, care avea caracter ortodox, și editorialul avea un titlu: Cartea Cărților sau Biblie denominațională ne-a invadat țara. În ce sens denominațională? Biserica Ortodoxă recunoaște canonicitatea Scripturii ca un act autoritar al bisericii. Deci Biserica Ortodoxă recunoaște că în spatele canonicității se află autoritatea unui conciliu bisericesc și votul unui conciliu bisericesc. Și ca atare, întrucât acest conciliu bisericesc vine din perioada când biserica a devenit sobornicească sau ecumenică, a devenit universală, și ortodoxia și catolicismul nu erau despărțite, consider că sunt biserică, în timp ce o sectă neoprotestantă este o denominațiune. Așa că această carte, spun ei, este recomandată de o denominațiune. Răspunsul meu era totdeauna acela, trecând peste aspectul trivial, dacă are crucea pe copertă sau triunghiul pe copertă și așa mai departe. Răspunsul meu, în general, era că Biblia are autoritatea intrinsecă. Dar adevărul este că Biblia neoprotestantă venea și cu niște explicații la urmă. Și aceste explicații reflectau teologia neoprotestantă. Și, în ultima instanță, Biblia neoprotestantă nu era prezentată prin autoritatea intrinsecă,
ci tot prin autoritatea unei biserici sau unei mișcări teologice neoprotestante. Așa că aș vrea să mă întorc la ideea de Biblie protestantă și să întreb pe ce se bazează canonicitatea Bibliei la protestanți. În principiu, Luther a fost conștient de această problemă. Luther știe că Biblia este o carte pe care a fost oferită de biserică și a cărei autoritate se bază pe autoritatea bisericii. Așa că Luther este în căutarea unui alt principiu de canonicitate decât autoritatea bisericii. Și principiul pe care îl găsește Luther este Evanghelia. Să fiu puțin mai clar. Biblia sau cărțile de canonice recomandate de biserică în secolul IV cuprind toate cărțile din Septuaginta plus cărțile din Noul Testament așa cum le avem acum. Acum, Luther, cărțile din Septuaginta cuprind cărți care se află în Biblia ebraică și celelalte cărți pe care le numim general apocrife, care niciodată nu au existat în limba ebraică, ci au circulat doar în limba greacă și au fost produse în diaspora. Canonul ebraic, Biblia ebraică, a respins aceste cărți pe care le numim apocrife și a acceptat numai acele cărți care probabil Ezra le-a acceptat. Ezra însuși stătea și este numit, voi discuta despre Ezra cu o ocazie viitoare, dar Ezra stătea și citea legea și le explica poporului legea, asta a devenit mai târziu scaunul lui Moise, scaunul lui Ezra. Și Iisus spune, farisei și cărturare stau în scaunul lui Moise, ei stau în scaunul lui Ezra, deci ei citesc Biblia și o interpretează. De aceea tot ce spun ei faceți, dar după faptul nu faceți. De ce tot ce spun ei faceți? Pentru că poporul nu citea Biblia, ci asculta citit de pe scaunul lui Moise. Așa că scaunul lui Moise, probabil din secolul 6, începând secolul 5, are deja un canon care este citit și la care mai sunt adăugate alte cărți mai târziu, dar în mod categoric nu acceptă acele cărți care au fost scrise în diaspora și în limba greacă. Deci Luther, mai întâi fiindcă traduce Biblia din ebraică, din start rămâne la canonul iudaic și respinge cărțile apocrife. În al doilea rând însă, ce autoritate recomandă canonul iudaic și ce autoritate recomandă canonul Noului Testament? Criteriul Luther este criteriul lui Pavel din Galateni, anume, chiar dacă un înger ar veni cu altă evanghelie decât a mea să fie anatema. Că orice carte este canonică în măsura în care reflectă Evanghelia sau vorbește despre Isus. Pentru Luther, revelația supremă nu este litera, ci Isus. Și ca atare, Isus este cuvântul întrupat, este revelația supremă a lui Dumnezeu. Tot ce vorbește despre Isus, ce spune adevărul despre Isus, este revelat. Este cuvântul lui Dumnezeu sau cuvântul despre Isus și ceea ce nu are nicio legătură cu Isus sau cu Evanghelia, nu are ce căuta în Biblie. Apar două probleme la Luther. Să începem cu Noul Testament. Luther găsește patru cărți în Noul Testament care nu sunt evanghelice. Aceasta este Epistola lui Iacob, Epistola lui Iuda, Epistola către Evrei și Apocalipsa. Aceste cărți sunt iudeo-creștine și Luther le vrea afară din canon. Și aici apare deja primul compromis. Luther, în mod categoric, atunci când regândește canonul protestant, nu vrea aceste cărți în canon, însă ceilalți teologi sunt împotriva scoaterii a patru cărți din Noul Testament și Luther până la urmă cedează. Deci ajungem iară să avem un consens, să avem un vot. Într-un ultimă instanță este iarăși autoritatea bisericii protestante, într-un fel sau altul, și generația următoare de protestanți va accepta canonul pe baza autorității bisericii. Cu privire la Vechiul Testament, Luther găsește cartea Esterei scandaloasă. Și argumentul lui Luther este că Estera, în primul rând, este o carte păgână, ca morală,
Și în al doilea rând, Estera este, cuprinde tot ce e mai rău în iudaism. În sensul că Luther este acuzat de antisemitism. Acuzația este nedreaptă. Luther probabil că a fost incorrect politic în limbajul lui, în multe privințe. Luther a avut un limbaj foarte violent, dar ca să dau un exemplu într-o paranteză, Luther este acuzat de islamofobie, pentru că a propus ca prinții creștini să facă, să lupte împotriva turcilor. Acum, Luther spune că nu există război sfânt și că noțiunea de cruciadă trebuie scoasă din mintea noastră. Însă recunoaște că există un război legitim de apărare împotriva turcilor și este bine ca prinții creștini, catolici și protestanți și ortodoxi să se unească împotriva pericolului otoman. Acum, noi știm ce era pericol, noi românii știm mai bine decât americanii ce era pericolul otoman în secolul XVI. Însă, un student de college în America va găsi atâta că Luther a fost islamofob, că a vrut ca prinții creștini să se unească împotriva otomanilor, împotriva islamului. La fel îl găsesc Luther antisemit. Luther n-a atacat evrei ca rasă, niciodată. N-a fost un nazist. Se spune că germanii sunt rasă superioară și evrei sunt rasă inferioară. Luther îi condamnă pe evrei pentru faptul că ei consideră că sunt rasă superioară și când sunt diferiți de celelalte rase. Acuzația lui Luther este aceea că ei se consideră altfel decât ceilalți oameni. Și aici este principala acuzație pe care Luther o aduce împotriva cărții Esterei, că, fiindcă cartea Esterei susține această idee. Deci cartea Esterei este un text care are ca scop să explice sărbătoarea Purim. Și cartea Esterei, Luther nu numai că este scandalizat de aspectul moral, mă rog, al relației între Estera și Ahasveros sau al modului în care Ahasveros s-a căsătorit cu Estera, al valorilor superficiale. E bună la pat și arată bine, bun, e bine să fie soție și așa mai departe. Intriga pe care o are Mardoheu și absența numirii lui Dumnezeu acolo, naționalismul, se pare că, sau națiunea este Dumnezeul lor. Cartea Esterei este o carte scrisă în diaspora, este despre evrei din diaspora și mai ales este vorba despre răzbunare. Și sărbătoarea Purim este o sărbare în care se glorifică răzbunarea și vărsarea de sânge nevinovat, întrucât evrei au omorât pe cei care considerau ei că le sunt dușmani. Mă rog, indiferent dacă le erau sau nu dușmani reali. Poporul întotdeauna se știe că este condus de patimă. Deci este glorificarea unui pogrom. Luther are argumente serioase împotriva Esterei. Totuși acceptă cartea în canon pentru că este vorba despre supraviețuirea evreilor. Și din evrei s-a născut Iisus. Acum, în paranteză fie spus, din punct de vedere literar, cartea Esterei este o carte splendidă. Și locul ei în canon își are locul în sensul în care reprezintă, să zic, un fel de dramă shakespeariană, în care patim întunecate se ciocnesc între ele, dar nimeni nu câștigă. Și de aici pot să trage o concluzie cu privire la aspectele umbrite ale genealogiei Mântuitorului. De aici se poate trage o concluzie teologică interesantă, dacă e nevoie. Însă, ce e interesant, atunci de ziua șaptea, iubesc cartea Esterei și o predică mai mult decât alte denominațiuni, din cauza că este vorba de Mardoheu la poartă. Da? Mardoheu care nu se închină în fața lui Haman și din cauza aceasta vine o persecuție împotriva la toți evreii. Și de aici aluziile sunt clare, protestanții văd în adventul un Mardoheu la poartă, fiindcă noi nu ne închinăm omului, papei, ținând duminica, și de aici persecuția împotriva noastră când Dumnezeu va interveni. Nu mergem până la ideea de pogrom, bineînțeles, dar Dumnezeu va interveni. Greșește că această citire alegorică a Esterei este greșită, dar sunt și alți iudei, sunt și învățați iudei care preferă să alegorizeze Estera decât să tragă concluziile obscene care rezultă în această carte. Și în contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu, de acum, aceste concluzii grotești din Estera sunt chiar periculoase. Însă, Luther are o anumită concepție de Vechiul Testament pe care vreau să o explic puțin când vorbim de canonicitatea Vechiului Testament. Spre deosebire de cei mai mulți neoprotestanți, Luther consideră că Vechiul Testament
nu are o relevanță teologică pentru credinciosul Noului Testament. Totuși, importanța Vechiului Testament, pe lângă importanța istorică, de care Luther nu se îndoiește, Luther nu are nicio îndoială cu privire la istoria Vechiului Testament, importanța ei este în sensul teologiei dialectice a lui Pavel. Folosește acest cuvânt, deși Luther nu l-a folosit. Pentru că teologia lui Pavel este dialectică. În ce sens? Vechiul Testament apare ca o teză, iar Noul Testament este o antiteză, o negare a acestei teze, urmată de o sinteză nouă în Evanghelie, în care cumva ceea ce este esențial în Vechiul Testament este cuprins în Noul Testament, însă dezbrăcat de aspecte naționale și de aspecte culturale istorice și de anumite limite ale timpului. Ca să înțelegem mai mult acest concept, îl putem compara cu ideea lui Marcion. Marcion este convins că biserica creștină este bazată tot pe iudaism și vrea să desprindă biserica creștină de iudaism și din cauza aceasta creează primul canon al Noului Testament, din care face parte Evanghelia după Luca și o parte din scrierile lui Pavel, care sunt curățate de orice influență iudeo-creștină, să zic, de elementul sintezei. Deci, dacă folosim cuvântul dialectică, Marcion este un maoist. El vede doar teză și antiteză, nu vede sinteză. Pe când Pavel și Luther sunt hegelieni. Teză, anteză, sinteză. Deci Luther păstrează Vechiul Testament ca teză, inclusiv Cartea Esterei, pentru că o să urmeze Noul Testament ca antiteză și ca sinteză în același timp, ca sinteză teologică între cele două. Însă Luther este, așa cum am spus, profund tulburat de Cartea Esterei și ar prefera ca această carte să nu existe în Biblie și să nu fie canonică. Există o versiune diferită a Esterei în Septuaginta, în care sunt adăugate câteva texte care îl introduc pe Dumnezeu. Probabil pentru că Septuaginta este scrisă pentru lumea greacă și să facă mai ușor digerabilă și mai devoțională, mai spirituală, mai religioasă Cartea Esterei. Așa să mă opresc aici cu această ocazie. Deci, ce vreau să arăt este că noțiunea de canon se bazează pe autoritatea eclesiastică, pe autoritatea religiei iudeilor, religia Vechiului Testament, pe care îi dau dreptate aici lui Marcion și lui Luther. Creștinismul nu se poate baza. Deci creștinismul nu se poate baza pe o decizie a templului de la Ierusalim sau unui conciliu de rabini. Asta este foarte clar. După aceea există o decizie autoritară a unui conciliu ecumenic cu privire la ce cărți să fie citite în biserică. Și acestea sunt canonice, pentru că astfel de decizie se numește canon. Și pentru un protestant, canonicitatea în sine este o contradicție. Pentru că atunci când susții principiul sola scriptura și în același timp susții că scriptura este formată din acele cărți care sunt canonice, automat accepți autoritatea bisericii care ți-a dat acest canon. În sfârșit, există principiul lui Luther. Luther care este, de fapt, în un anumit sens, Luther pleacă de la Marcion. Adică Marcion a vrut să desprindă Biblia sau Biserica Noului Testament de autoritatea iudaismului, fără ca să recunoască o autoritate eclesiastică, care să fie, să zic așa, o icoană a iudaismului, să fie o replică a iudaismului creștină, în sensul că biserica creștină să aibă aceeași autoritate asupra credinciosului pe care o avea iudaismul sau are iudaismul asupra iudeului. Așa că Marcion, care pune Evanghelia ca criteriu al canonicității, creează un nou canon al Noului Testament, din care elimină orice element iudaizant. Luther nu face acest lucru. Luther vede mai degrabă Noul Testament ca o antiteză și ca o sinteză a Vechiului Testament, ca o nouă sinteză vis-a-vis de conflictul de Noul Testament și Vechiul Testament. Voi mai vorbi despre aceasta în viitor, timpul e prea scurt acum.
Pilește că, când spun că Luther a gândit dialectic, nu înțeleg că Luther a folosit termenii lui Hegel. Dar cert este că Luther a folosit acest mecanism dialectic, luând vechiul legământ ca o antiteză, ca o sinteză, ca o teză, mă scuzați, și noul legământ ca o antiteză și bazându-și teologia pe ideea unei noi sinteze, lucru pe care l-a făcut de altfel și Pavel. Așa că Luther încearcă să găsească o autoritate intrinsecă în Biblie, dar această autoritate, la fel ca și la Pavel, și de ce să recunoaștem, nu chiar ca la Marcion, fiindcă Marcion a căutat pe undeva o literă care să fie în contradicție cu litera Vechiului Testament. Dar ca și la Pavel, Luther nu vede în litera Bibliei autoritatea finală, ci în Isus. Deci Luther vede revelația ca și Pavel. Luther vede revelația în Isus. Evenimentul Isus este pentru el descoperirea. Și Biblia este cuvântul lui Dumnezeu pentru Luther în măsura în care reflectă acest act al întrupării lui Isus. De exemplu, hai să dau un exemplu, da? Este ușor de înțeles de ce Luther este împotriva epistolei lui Iacob, care poate fi citit în orice, ar putea fi, să zic, să fie citit în orice sinagogă. Este nu iudeocreștinism, ci iudaism pur și simplu. Este ușor de înțeles de ce Luther este împotriva epistolei lui Iuda, care citează și din apocrifa lui Enoch și este clar că e înfundată nu numai în iudaism, dar în folclorul iudaic. Este ușor de înțeles de ce Luther e împotriva Apocalipsei. Aici, probabil că mulți dintre noi s-ar simți puțin mai deranjați, dar adevărul că Apocalipsa este o dramă iudeo-creștină și bazată pe Apocaliptica Vechiului Testament, ca limbaj și ca simboluri. Și ceea ce este și mai interesant este faptul că neoprotestanții neadventiști, pe undeva, au înțeles destul de bine acest lucru, deși nu sunt în niciun caz de acord cu teologia răpirii bisericii și întoarcerii lui Israel, dar cumva au făcut din Apocalipsa o profeție cu privire la o nouă formă de iudeocreștinism după răpirea bisericii, pentru că limbajul și noțiunile sunt într-adevăr iudeocreștine. Dar ce face cu epistola către evrei? Epistola către evrei, de fapt, neagă principala teza Evangheliei, anume că crucea este un act definitiv și adaugă la aceasta o lucrare pe care Iisus o face ca mare preot în cer. Deci, practic, ce face epistola către evrei mută serviciul de la templu în cer. Așa cum foarte mulți adventiști înțeleg de altfel, mulți adventiști înțeleg de aceasta că serviciul de la templu a fost mutat în cer. Și chiar dacă scopul autorului epistolei către evrei este didactic, este o încercare de a-i convinge pe evrei că nu au nevoie de mare preot și de templu, concluziile teologice care se deduc atunci când iei textul acesta ca nenegociabil, contrazic cu siguranță epistola către romani și epistola către galateni. Și ca atare, Luther a avut să o scoată din canon. Cert este că încercarea lui Luther de a regândi canonul pe baza Evangheliei a fost un eșec. În sensul că Luther a trebuit să cedeze în fața colegilor săi, și care și-a dat seama că influența luteranismului ar fi compromisă dacă ar scoate ceva din Biblie. Și, în ultima instanță, pentru orice luteran și pentru orice protestant, Biblia este așa cum este, Biblia tradusă de Dr. Martin Luther sau Biblia tradusă de Knox, King James, sau Biblia tradusă de Louis de Conte, Biblia este așa cum este, este o carte, este Cartea Sfântă, Cartea Cărților, pe care o ia și o citește și consideră că orice text din Biblie este nenegociabil și este adevăr absolut. Și este la fel de relevant. Mai ales în neoprotestantism, aceasta este ideea. Nimeni nu se întreabă de unde vine ideea. Și practic nimeni nu își pune întrebări cu la canonicitatea Bibliei. Într-o zi am avut o predică în care am spus că mă întreb ce caută Cartea Esterei în canonul Vechiului Testament, fiindcă, în mod normal, n-ar avea ce căuta în canonul Vechiului Testament, dar, în același timp, am ținut o predică din care am tras concluzii morale cu privire la Estera. Printre altele, am arătat imoralitatea crasă a lui Mardoheu și a Esterei și a celorlalți iudei, încercând totuși să trag de aici o concluzie teologică, în context vechi testamentar chiar.
Am avut câteva reacții destul de violente din partea ascultătorilor. Cum pot spune așa ceva despre o carte din Biblie? Pe lângă asta, Estera este foarte interesant, este citită cu niște ochelari care filtrează anumite aspecte din ea. Și Estera apare, mă rog, ca o romanță idealizată și inocentă și așa mai departe, și celelalte aspecte sunt filtrate. Scopul meu nu este să nici să dărâm autoritatea Bibliei, nici să fiu un apologet al Bibliei, ci mai degrabă să înțelegem ce este Biblia și de unde vine și pe ce se bazează în ultimă instanță autoritatea Bibliei, care este relația între Biblie, credincios și biserică, acest triunghi care se pare că joacă un rol principal aici. Și aș vrea să continuăm data viitoare, apărând o temă foarte sensibilă, anume problema istoricității Vechiului Testament, aspecte istorice și aspecte legendare în Vechiul Testament și, în ultima instanță, care sunt concluziile arheologiei biblice cu privire la veracitatea Vechiului Testament și la relevanța lui. Vă mulțumesc, ne revedem data viitoare, la revedere!